30.000 de români trec prin mari emoții după ce s-a descoperit că un lot al vaccinului AstraZeneca a fost blocat în mai multe țări europene în urma apariției unor morți suspecte. Agenția Italiană pentru Medicamente a interzis utilizarea la nivel național a lotului ABV-2856 din cauza unor evenimente adverse grave apărute după inoculare. Aseară, autoritățile române au anunțat că s-a oprit vaccinarea din acel lot, asta după ce 77.000 de persoane se imunizaseră deja și la Iași s-au folosit vaccinuri provenite din acest lot, iar astăzi Direcția de Sănătate Publică a retras peste 1.600 de doze. Un soldat în vârstă de 43 de ani din Italia a murit în urma unui stop cardiac după ce în ziua precedentă a fost vaccinat cu lotul ABV-2856 de la AstraZeneca. Danemarca a anunțat că un număr de pacienți vaccinați cu AstraZeneca a dezvoltat cheaguri de sânge și, deși nu există dovezi privind corelația dintre vaccinare și aceste efecte, va suspenda pentru 2 săptămâni vaccinarea cu serul britanic până la investigarea acestor cazuri. Ulterior, Norvegia, Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg și Islanda au anunțat că vor suspenda de asemenea vaccinarea din precauție. În România, un bărbat din Gorj imunizat din același lot a murit după 2 zile, deși nu era cunoscut cu afecțiuni cronice. Coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activității de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat astăzi că bărbatul a suferit un infarct miocardic și nu există legătură între vaccinare și deces. Deși inițial Valeriu Gheorghiță a negat că acest lot a fost folosit și în România, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a precizat că serul a fost utilizat în 22 de județe, inclusiv Iași. Minciuna cât casa poporului și este regretabil că într-o astfel de situații de criză autoritățile ne-au ascuns faptul că un astfel de lot cu probleme există și în România. Și vă spun că și la Iași oamenii au fost vaccinați cu un astfel de vaccin. Încrederea populației se câștigă prin lucrurile spuse repede, bine, clar, în așa fel încât să ne așteptăm cu toții la efectele secundare. Pentru că întrebarea pe care o pun tot mai mulți pacienți în această perioadă și deja s-au prezentat la spitalul de urgență întrebând care sunt riscurile faptului că au fost vaccinat cu acest lot AVB 2856. Un ieșean vaccinat din acest lot a avut febră, frisoane și dureri de cap în prima zi, deși acum se simte bine, are emoții după cazurile apărute în Europa. Am vaccinat în data de 6/3/2021 cu AstraZeneca lotul ABV-2856. M-am simțit bine ziua respectivă, seara am avut reacțiile adverse care mi-au fost prezentate și până în momentul de față nu am mai avut alte reacții adverse sau stări de rău, febră, amețeală, etc. Tromboza sau formarea unui cheag de sânge și migrarea acestuia într-o zonă vitală este la originea a unuia dintre 4 decese. O tromboză poate avea efecte nefaste, chiar letale, depinde de teritoriul în care se întâmplă acest lucru. Dacă vorbim la nivel circulației cerebrale, vă dați seama că accidentele vasculare cerebrale sunt posibile. Dacă vorbim despre patologia cardiovasculară, infarctul miocard este posibil. Iar dacă vorbim despre plămân, tromboembolismul poate fi letal. Așa că mi se părea normal ca în acest moment să se suspende această imunizare cu un astfel de produs, iar toți cei care au fost vaccinați cu astfel de substanță să fie într-un proces continuu de monitorizare, să se verifice eventual efectele asupra coagulării acestui vaccin și să se impună o conduită preventivă în așa fel încât să nu existe astfel de probleme. Un alt lot ABV-5300 a fost interzis în Austria după ce o persoană a murit de tromboză la 10 zile după vaccinare.